Tuberculoza ucide anual peste 1.000 de pacienți români. Țara noastră ocupă poziția a 6-a în regiunea europeană a OMS în privința numărului de bolnavi de tuberculoză, numai în anul 2014 fiind tratați peste 15.300 de pacienți, peste 500 dintre aceștia fiind cazuri noi de tuberculoză multidrog rezistentă. Am avut niște simptome ciudate, amețeam și îmi creștea foarte tare tensiunea, dar nu cred că era de la tuberculoză. M-am dus la medicul de familie, mi-am făcut electrocardiogramul și mi-a zis, ești sănătos, mi-a făcut analize de sânge, mi-a zis că sunt bine, m-am dus acasă. Până la urmă n-am scăpat de gura prietenii și m-am dus să-mi fac o radiografie pulmonară. Medicul radiolog mi-a spus că sunt suspect de tuberculoză. Am făcut celelalte teste care se impun, de fapt se impune doar unul dintre ele, examenul de spută. Mi-a ieșit pozitiv, mi-a făcut și o tomografie ca să fie convins. S-a convins că e tuberculoză. În acest context, la sfârșitul lunii februarie, guvernul a aprobat Strategia Națională de Control a Tuberculozei pentru perioada 2015-2020, care are ca scop reducerea incidenței și mortalității provocate de tuberculoză prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, diagnosticare, tratare și creșterea aderenței la tratament în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Orice persoană care suferă de tuberculoză pulmonară și nu face tratament poate transmite boala altei persoane prin vorbit, tuse, spută sau strănut. Un bolnav de tuberculoză care nu se tratează poate infecta alte 15-20 de persoane. Vreau să trăiesc. În al doilea rând, vreau să trăiesc sănătos și frumos. În al treilea rând, n-aș vrea să-i îmbolnăvesc pe cei de pe lângă mine. N-aș vrea să devin o povară pentru ei. N-aș vrea să mor singur. Pentru că de tuberculoză, dacă mori, mor singur. Ce se întâmplă dacă boala nu este tratată? Depinde ce înțelegeți prin tratat, adică din vina pacientului că și-a abandonat tratamentul la un moment dat, pentru că, hai să luăm această situație, riscul să recadă boala, deci ca acel bacil să rămână în continuare prezent și să se înmulțească, este foarte mare. Apare un nou episod de boală și atunci se reîncepe tratamentul. Există și situații în care este tratat complet, corect, 6 luni, 8 luni, cât s-a decis. În primii 2 ani sunt critici după orice tratament de tuberculoză. Riscul să apară din diverse motive este foarte mare. Adică stres la locul de muncă, alimentație precară, alte boli specifice sau nou descoperite care scad imunitatea și mai mult, cum am zis și copiilor, diabetul zaharat, HIV, că este în floare acum, bolile cronice în general scad imunitatea și atunci se reactivează această boală. Medicamentele necesare pentru tratarea tuberculozei sunt gratuite. Orice bolnav de tuberculoză primește gratuit tratament atât în spital cât și la domiciliu, prin cabinetele medicilor de familie și rețeaua ambulatorie de specialitate. De această boală se îmbolnăvesc toți cei care sunt supuși influenței unor factori care duc la scăderea apărării organismului. Există o anume categorie de vârstă care este mai predispusă acestei boli? Nu neapărat. Toți fac. Bătrânii, să zicem că sunt mai predispuși pentru că odată îmbătrânirea le scade imunitatea și doi, la vârsta senescenței, bolile sunt mult mai numeroase decât la vârsta adultă și atunci au dublu risc. Din cauza vârstei și din cauza comorbidităților asociate. Vârstele extreme sunt importante, până în 5 ani, că sunt predispuși să facă tuberculoză gravă, meningită, miliară, pulmonară, chiar până la deces, și formele vârstnice datorită bolilor asociate. O persoană bolnavă de tuberculoză nu trebuie să fie plătitoare de asigurări de sănătate ca să beneficieze de asistență medicală și de medicamente gratuite de tuberculoză.